오빤 강남 스타일. 강남 스타일. Severinenii care țin la imagine, dar și la sănătate, au dat buzna în sălile de fitness imediat după Crăciun. Cei mai mulți încearcă să se mențină în formă, dar sunt și persoane care au exagerat cu mâncarea și vor ca în noaptea dintre ani să arate perfect. Te menții în formă pentru sărbători? Da, din cauza că am mâncat mai mult de Crăciun și vreau să mă mențin și pentru Revelion, ca să arăt bine când trece Crăciunul. Și noaptea dintre ani să fii în formă? Cel mult să fiu cu slabă 5 kg, cam așa, cât de cât. Ce lucrezi acum? Acum cred tricepsul. Fii de mult la sală? Aproximativ 6 luni, cam așa, 6-7 luni. Se vede, se vor rezultate? Da, după primele 3 luni se văd clar. Medicii recomandă cel puțin o jumătate de oră de sport în fiecare zi, însă antrenorii de fitness sunt ceva mai indulgenți. 3 zile pe săptămână sunt necesare pentru a ne menține în formă, spun specialiștii. Iar după sărbători, sălile de fitness pot face adevărate miracole cu kilogramele în plus. Trebuie doar să știm perfect ce părți ale corpului să lucrăm, căci pentru fiecare grupă de mușchi există aparate speciale. Banda de alergat este unul dintre aparatele cele mai solicitate acum de sărbători. Recomandat este să vă urcați maxim 30 de minute să alergați aici ca să dați jos kilogramele în plus acumulate de Crăciun și atenție, important este că dacă veniți acum la sală, instructorul va avea mai mult timp ca să stea lângă dumneavoastră și să vă explice mai bine ce grupe de mușchi trebuie să lucrați. Ideea care este? Să facem puțină mișcare, să nu abuzăm nici de mișcare, nici de mâncare, să ne hidratăm foarte mult cu apă, iar să nu uităm de încălzire. Deci să nu venim acum, haide să recuperăm și să facem greutate mare. Nu, mai mult antrenamentul să constituie într-o încălzire. Să lucrăm toate grupele de mușchi, nu vin să lucrez numai o anumită grupă de mușchi. Ideea este că dacă am făcut abuz de Crăciun, să ne pregătim pentru Revelion. Deci mai avem timp să ne pregătim. Sălile de fitness vor fi deschise până duminică, așa că profitați de câteva ore de sport care pot face minuni inclusiv asupra psihicului.